ursul păcălit de vulpe. Era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după rană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpe ise la marginea drumului și se culcă sub o tuvă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu potul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ridică puțin capul și, uitându-se la vale în locul drumului, sărește venind un car tras de doi boi. Bun, gândi vulpea, ia ca rana ce-o așteptam eu. Și îndată iese de sub tuvă și se lungește în mijlocul drumului, ca și cum ar fi fost moartă. Carul apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boi o vede și, crezând că-i moartă cu adevărat, strică la boi. Boii se opresc, țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice: Brie, dar cum naiba muri vulpea asta aici? Ce frumoasă cața fiică am să fac nevestei mele din plana istui vulpoi. Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se opintește și o aruncă deasupra peștelui, apoi strică la boi: Hai, Joian, cea, Băurean! Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă de grab acasă și să ieie pielea vulpii. Cum au pornit boii, vulpea și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce oața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, binișor, sare și ea din car și cu mare grabă începea a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuina sa și începea a mânca, că tare mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, ia ca vine la dânsa ursul. Bună masă, cumătră! Dar ce mai de pește ai? Da și mie că tare mi-i poftă! Ia mai pune-ți pofta în cui, cumătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, tu te și-ți moaie coata în baltă ca mine și vei avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cumătră, că eu nu știu cum se prinde peștele. Atunci vulpea rânși dinții și zise: Alei, cumătre, dar nu știi că nevoia te duci pe unde nu ți-i voia și te învață ce nici gândești. Ascultă, cumătre, vrei să mănânci pește? Du-te de seară la băltoaca cea din marginea pădurii, fără scoata în apă și stai pe loc, fără să te miști, până spre ziua. Atunci smucește vârtoas spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate în doi și în trei decât am scos eu. Ursul, nemai zică nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și își fără în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheață zdravân și apa din băltoacă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemaiputând de durerea cozii și de frig, smucește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne foarte coadă. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări în sus de durere și, înciudat pe vulpe că l-a amăcit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar și reata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse în scorpura unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine foarte coadă, începu a striga: Ei, cumătre, dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămână peștea în baltă? Ursul auzi că încălma ea și în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac, dar cura scorpului fiind strâmtă, ursul nu putea.
s-a necăjit ursul de-i curgeau sub torile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorpura copacului și iaca așa a rămas ursul păgălit de